14.000 de mucenici, 14.000 de subscriberi pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc din suflet, nu sunteți puțini, dar nici mulți. Hai că se poate, hai să insistăm, hai mai lăsați lavetele, hai mai lăsați ce aveți la bucătărie deoparte, să stăm un pic de vorbă, 2-3 minute. Știu, urmează Paștele, trebuie să fie totul lună și bec, trebuie să miroase bine, trebuie să fie masa plină, trifermentul și colebilul să ne fie pe aproape. Că numai așa-i sărbătoare în casa românului. Am eu cu cine discuta despre asta? Spuneți-mi, am eu cu cine discuta în casa mea, mă rog, e casa ei, că e moștenită dinaintea războaielor. Am eu cu cine discuta? Soacra mea a avut Paștele deja. I-a părit de elălalt. Acum de Paștele Ortodoxe au zis, zice, treaba ta, treaba voastră, faceți ce vreți, eu vă fac cel mult niște tot capul ăsta, niște varză, niște sarmale, le umpluți cu ce? Cu mai mult orezul, căci carne de la aici. Nu vă dau nimic, nu mai e nervoasă. O și pierdut CFR-ul cu Steaua. Ba, așa au fost de nervoasă la meci, că au aruncat cu proteza după Dan Petrescu. Nu l-ați văzut pe Petrescu la interviu, cum stătea așa? Că socră mea are multe proteze, în fiecare pahar are o proteză. Dar mă rog, vinerea mare, post negru. Post negru, o cafea neagră. Mi-am permis și eu o cafea neagră acum, la orele de debut ale zilei, alături de voi, primită de la David din Nevada. Mulțumesc mult! Mihail, de unde credeți că mi-a trimis el cafea? Din Malta și vechiul meu prieten Căciulă din Londra. Să nu uităm pe fostul meu elev, Narcis, că de-aia e bine să fii profesor bun, că nu te uită nici elevii. Narcis, care și-a deschis fromagerie pe Fabricii 5 în Cluj-Napoca. Mă rog, nu e chiar în Cluj-Napoca, că e în Mărăști. Mergeți care brânză bună. Adică nu-i Cluj-Napoca. Păi în Mărăști, mă rog. Și ce are Mărăștiu? E zonă rezidențială. Și tu ești născut în Mărăști. În groapă. Doamne, fer și iartă și ferește. Vorbi apropo de groapă, da. Cafea bună se poate dona pe buymeacoffee.com/nicubendea. V-ați spovedit? A spus păcatele toate? Că dacă nu, na-na-na, la funduleț. Ce-a făcut Bianca Drăgușanu? Iubitul ei, bădălă, o zis că mă, salam odată să însoară și el la 3 ore în viață. Hai să-i fac o petrecere cu fufe, cu gagici, cu nu știu ce. Și-a făcut o petrecere privată lui Salam. Adevăratul Florin Salam, mi-a tras o petrecere cu tot ce trebuie, cu tot acâmul, cu fete, cu băutură, cu mâncare, cu ce găsește omul pe lângă casa lui. Și-o auzit Drăgușanca că stipe pe acolo și s-o enervat. Și-o venit cu o bâtă de baseball, eu nu știu cum de, n-o pus mâna pe vibrator, dar acum e săptămâna mare și nu vorbim de prostii. O luat o bâtă de baseball, ca șas, adevăratele hunedorence, și-a intrat în apartament, acolo unde era petrecerea. Pe matracuce le-a trimis de acolo și dă-i cu bâta de baseball pe iubitul bădălău și Florin Salam a încasat-o pe coajă. Bădălău, ci că are nevoie de un pic de spitalizare, dar la domiciliu, Salam s-a bucurat că după bătaia îndurată a scos 3 manele noi de jale, adevărat. Miel aveți? Ați luat miel? Ci că în Giurgiu se vând și câini sub formă de miei. Acum e 50 de lei kilul de carne de miel. Dacă e 20 și mai face ham-ham, asta e. Mai pui hrean, mai pui sfeclă și mai da, stăia mielul, da. Unii își taie mielul, altele își taie sânii. Domnișoara Morodan, dacă ați auzit de ea, dacă nu n-ați pierdut nimic, au zis că trebuie să-și taie din sân, că îi ajung la genunchi. Și de ce nu-i dai fă înapoi? Asta este ce se face. Blindată ca blindatul care a apărut în clipul lui Dani Mocanu. L-ați văzut? Băiatul pe tank, Dani Mocanu, manelist acolo pe tank, a filmat un clip în care apărea el pe un tank și tankul a făcut ravagii într-o parcare din Râmnicu Vâlcea, că ăla care conducea tankul era pe TikTok. TikTok, poc, tri mașini, bineînțeles, avarie, daună totală. Are blindate, are tankuri Dani Mocanu și ăștia de la armată din România au zis, zice, noi n-are rost să ne mai înarmăm, deși războiul e la granița noastră, ne împrumutăm de la Dani Mocanu. Ăsta are tot ce ne trebuie, blindate, tankuri, submarine, avioane, căruțe cu coviltir. Bă, în război trebuie să ai de tăte, Vlade. Tu ești tânăr, Vlade. Îți dai seama, au zis, Dani Mocanu de adevărat, zice, vă împrumut tankul meu, dar faceți voi plinul. Noi circulăm cu ce putem.
Uitați-vă, un taximetrist și-a pus acolo în față la bord și-a pus un aparat de păcănele. Zice județul? Vâlcea. Tot cu vâda vaslui. O zis omul, zice, dacă nu-i voie să bei la volan, atunci un viciu trebuie să ai în mașină. Păcănele. A sosit clientul, da, prună. Bă. A intrat lebenița, nu ți-i rușine, măi? Am intrat și eu în casă de dumneavoastră în această dimineață. Mai sunt două zile și ceva și sunt Paștele, nu vă mai rețin. Înapoi la datorie, înapoi la îndatoriri. O zi bună, o zi frumoasă. De seară ne mai odihnim jumătate de oră, pe la 7:15, când se difuzează un nou episod din serialul Oportuniștii pe Prima TV, că este și Prima Sport 1, Sport 2, Sport 3 și Sport cu toată familia. Poate o fi și Sport Ecumenic, nu? Ne hazardăm. Iar duminică de la 8 seara, da, Nicolae, eu, o să apar la ce? Umor. Ia la obsara. Țăpați telecomanda pe antene. Ni. Numai televizoare. Dar noi rămânem aici pe YouTube. Suntem 14.000. Dar putem trece de 15.000 lejer. În 2 ani. Sărbători cu bine.